Bună, Răzvan, ce faci, cum ești, ce mai e pe la Iași? Bună, Andreea, uite, stau că am antrenament după amiază, încerc să mă odihnesc pentru meciul de mâine. Pe la Iași a ieșit soarele, este cald și lucrurile sunt din ce în ce mai bine și la echipă și sper să ne salvăm de la retrogradare. Asta voiam să te întreb, totuși sunteți într-o situație destul de delicată, reușit să vă salvați de la retrogradare? Suntem într-o situație delicată, dar ne-am revenit. În ultimele 5 meciuri avem 3 victorii, un egal și o înfrângere. Am început play-out-ul cu dreptul, zic eu, cu un punct în deplasare la FC Argeș și avem încredere că vom salva situația. Totuși, cum reușiți să gestionați problemele extrasportive, să le spunem așa? Că na, știe toată lumea că există probleme acolo și financiare și investiari și, mă rog, cum treceți peste ele? Încercăm să nu ne gândim la ele, de fiecare dată, la fiecare antrenament, la fiecare joc, noi dăm 100% pe teren și cred că asta se vede și în ultimele rezultate și încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Vă afectează și faptul că apare în presă problema asta, situația asta de la Iași? Personal eu nu prea urmăresc, nu vreau să mă încarc negativ cu știrile din presă, cu ce se întâmplă, încerc să mă focalizez pe ce am eu de făcut și sunt sigur că toate problemele se vor rezolva dacă noi vom avea rezultate. Bine, haideți să vorbim, că interviul ăsta este cu și despre tine, haideți să vorbim despre tine. Spune-mi de la început, cum ai început fotbalul? Unde? Am început fotbalul, să zic așa, nu la un mod profesionist, la școală, când eram clasa a doua, a întâia, nici nu știu. Știu că a venit un profesor nou de educație fizică, din Baia Mare, eu stând la țară, în Maramureș, m-a văzut și m-a dus în Baia Mare la un club privat. Și acolo a început, să zic, treaba organizată la o echipă de juniori. Am stat acolo până în clasa 8-a, am jucat la mai multe echipe, s-au schimbat denumirile, am fost transferat la în altă parte și după aceea m-am mutat la Satu Mare, la liceu. Acolo am făcut junioratul B și A și după aceea am plecat la Fumați, în București. Ai fost coleg cu portarul George Micle de la FC Argeș? El știu că a fost pe la Satu Mare. Da, din câte știu, dacă mi-aduc bine aminte, a apărat, cred că, câteva meciuri. Și la noi, fiind 2000, era în altă categorie de vârstă și nu am jucat prea mult împreună. Totuși, de ce ai ales fotbalul? Adică, ok, mi-ai zis, te-a luat profesorul acela, te-a văzut la școală că erai bun la fotbal. De ce, nu știu, nu alt sport? Sau cum a fost atunci? Da, de mic am crescut cu fratele meu și cu un verișor de-al meu, ne jucam într-una cu mingea și am fost îndrăgostit de minge de o vârstă foarte fragedă și ajungând la o echipă, după aceea la o echipă de fotbal, mi-a plăcut foarte mult și n-am mai renunțat de atunci. Dar te-a îndrumat cineva în direcția asta, nu știu, din familie, de exemplu, sau profesorul respectiv a fost cel care, să zicem, că a pus bazele carierei tale? Din familie nu neapărat, doar așa că, cum ți-am zis, mă mai jucam cu fratele meu, dar profesorul acela a venit cu propunerea, hai să-l ducem, e talentat, hai să-l facem. Și părinții mei au fost de acord, m-au susținut și am ajuns până unde sunt acum. Tu ai avut un idol? Aveai un idol în acea perioadă? Da, eu fiind fundaș dreapta, o să te surprindă puțin ce o să spun eu. Îmi plăcea foarte mult, nu chiar în acea perioadă, după ce am mai crescut puțin și mi-am dat seama, îmi plăcea foarte mult Eden Hazard în perioada în care juca la Chelsea la început. Păi, din ce știu, tu n-ai fost fundaș dreapta de la început. Da, am devenit fundaș dreapta după ce am terminat junioratul, direct în Liga 2, la CSEA Fumați. Domnul Neagu mi-a schimbat poziția și de atunci sunt fundaș dreapta de 4 ani. Dar pe ce post ai început? Extremă, stânga sau dreapta, în atac. Și nu-ți lipsește un pic? La început mi-a lipsit, nu știam prea mult să mă apăr, nu eram obișnuit, până m-am obișnuit mi-a fost destul de greu, dar acum chiar îmi place foarte mult fundaș dreapta și nu aș vrea să revin în atac, să zic așa. Haideți să vorbim un pic, te rog, și despre partea personală, pentru că cred că ai o poveste de interesantă, știu că ești născut la Paris, care e povestea? Da, m-am născut la Paris, părinții mei erau plecați în 98, când m-am născut eu, erau plecați la muncă în Franța, în Paris. Și m-am născut acolo, dar fratele meu fiind acasă, având deja 4 ani, era în România și au fost nevoiți să iau o decizie. Sau să-l ducă și pe el acolo, să înceapă școala acolo, sau să venim acasă
să fim împreună toți patru și au decis să ne întoarcem în România la 9 luni, cred că m-am întors în România, n-am stat prea mult în Franța. Și cum, ai și cetățenie franceză sau? Nu, nu am cetățenie, din câte știu e nevoie să locuiești 5 ani acolo ca să poți să ți-o faci. Nu m-am interesat foarte mult, dar cred că așa e. Și nu, nu, n-am dublă cetățenie, am decât cetățenia română. Totuși te-au pus părinții tăi nume francez, nu? Filip scris cu PH. Da, au vrut să mă remarcheze momentul și au zis să-mi pună un nume, să am amintire că m-am născut acolo. Pentru tine ce înseamnă treaba asta că ești născut acolo? Nu știu, consider că este ceva deosebit pentru tine? Nu, nu e ceva deosebit. Eu mă consider 100% român și faptul că m-am născut acolo, nu știu, așa, spre amuzamentul meu câteodată, mai aud toată lumea zice, te-a menționat la televizor că te-ai născut în Franța, că te-ai născut în Paris și m-am amuz câteodată, dar e un sentiment plăcut, să zic așa. Dar știi franceză? Nu, spre rușinea mea nu știu. Păi, am apucat să învăț în primele 9 luni din viață. Păi nu, trebuia să, tocmai că aveai presiunea asta a faptului că te-ai născut în Franța, trebuia să dezvolți treaba asta. Da, ar fi fost frumos, ai dreptate. Poate în viitor. Haideți să revenim la fotbal. Prin vara lui 2017, parcă la Fumați, aveai 19 ani, cred. Ai ajuns în Liga 2. Cum a fost perioada aceea pentru tine? Da, aveam... Terminasem liceul, a trebuit să iau o decizie foarte grea să plec. Mă rog, nu eram acasă nici în satul mare, eram la 50 de kilometri de casă. Și am mers cu cei de la Fumați într-un cantonament de vară, cum ar veni în probe, 2 săptămâni. Am stat 2 săptămâni la Bușteni, dacă bine mi-aduc aminte. Domnul Neagu i-a plăcut de mine și mai era un coleg de-al meu de la satul mare, am fost amândoi, Ciocan de la Mediaș, dacă... Da, da, da. Și am mers amândoi. Ne-a luat pe amândoi, am plecat la București împreună și el a renunțat după scurt timp, 1 săptămână, nici nu cred că a trecut 1 săptămână, a vrut să se întoarcă acasă și am rămas singur în București. Mi-a fost foarte greu, am avut momente foarte grele, mergeam prin parc, eram supărat, eram debusolat, nu știam ce se întâmplă cu mine și cu ajutorul părinților care m-au susținut și grupul de la Fumați în care m-am integrat foarte bine, am reușit să depășesc momentele acelea și să rămân acolo și am făcut o alegere foarte bună. Sportiv, ce a însemnat acea perioadă pentru tine? Pentru că, din câte mi-amintesc eu, ai avut evoluții bune acolo și știu că și Vasile Neagu te-a apreciat. Da, am început să joc mijlocaș lateral extremă și după 2-3 meciuri intrate pe parcurs, domnul Neagu a zis, tu joci fundaș dreapta. Știu că a fost un meci cu UTA în care am început titular fundaș dreapta și în acel meci tot sezonul l-am jucat în întregime. Nu m-a schimbat deloc domnul Neagu, mi-a dat încredere totală și cred că am răsplătit și eu încrederea și am avut evoluții destul de bune. Înțeleg că ai început să ai o relație specială și cu Vasile Neagu. Ai păstrat legătura cu el de atunci, de când ai plecat? Da, am mai vorbit cu dânsul, îl sun. Mă mai interesez cum ce mai e pe la Fumați, le țin pumnii să promoveze anul acesta. Și da, am legat o relație de prietenie cu toți de acolo, cu domnul Neagu, cu secunzii dumnealui, cu băieții care au rămas acolo și și-au pus amprenta asupra carierei mele cu vârf și îndesat. Deci înțeleg că urmărești în continuare ce face la Fumați. Da, sigur, ei postează după fiecare meci, postează un rezumat și eu mă uit la fiecare rezumat să văd cine a marcat. Mai am prieteni pe acolo, Avram, Dedu, și mă uit să văd care cum și ce face. Crezi că vor reuși să promoveze? Eu le țin pumnii, îmi doresc foarte mult să promoveze, dar în același timp știu că este foarte complicat, jucând baraj cu seria, cu FCSB 2 și cu CSA Steaua. Dar eu cred că pot, au o echipă bună, am văzut că sunt detașați pe primul loc în seria lor și chiar le țin pumnii și îmi doresc enorm să promoveze. Plus că știu că a rămas un nucleu din cel care era în Liga a doua, când erai și tu acolo. Adică, uite, l-ai amintit și tu pe Dedu. Au rămas jucători cu experiență acolo. Mă gândesc că au o șansă destul de importantă. Da, la fel consider și eu. Dedu, Avram, Robicek, Vasile Ștefan. Sunt jucători buni care au jucat pe la Liga 1, care au jucat mult pe la Liga a doua. Și cred că experiența lor își poate spune cuvântul într-un meci, de exemplu, cu juniorii de la FCSB sau cu cei care îi vor trimite pe cei mai tineri de la echipa mare, cel puțin în semifinală,
asta ar putea să încurce pe cei de la FCSB și să joace o finală de baraj cu CSA Steaua. Și acolo, cred că au șanse? Da, cred, e dublă manșă dacă nu mă înșel și acolo. Da, de ce nu? Au toate șansele, trebuie să fie încrezători și cu siguranță vor face o figură frumoasă. Bun, deci pentru tine cel mai dificil lucru atunci când ai venit de la Satul Mare a fost impactul acesta cu distanța față de casă, impactul cu Bucureștiul? Da, cam asta a fost. N-a fost vorba de adaptare, să zic, sportivă. Că m-am adaptat foarte repede la Afumați, fiind un grup bun, o echipă bună. Stilul de joc îmi plăcea, era un stil de joc combinativ și, da, cel mai greu a fost adaptarea asta departe de familie și fiind singur. Dacă ar fi rămas și prietenul meu, ar fi fost mult mai ușor și impactul acela a fost cel mai dur când el a plecat. Noi eram doi și dintr-o dată el a plecat și am rămas singur acolo și acela a fost cel mai greu impact, să zic, emoțional. Dar după aceea au trecut săptămânile și m-am obișnuit. Am început să joc constant și asta mi-a dat încredere. Și cum te-ai descurcat singur? Ai învățat să-ți gătești? Cum trăiești? Da, mai găteam, mai comandam, mai primeam de la club o masă la prânz, seara mai completam cumva, m-am descurcat cumva. Bun, și apoi în 2019 ai ajuns la ea și nu mai știu dacă a fost înainte să se retragă Afumați Liga 3 sau după... Nu, am jucat un an și Liga 3 cu Afumați. Ai jucat un an, da, ai jucat un an și în Liga 3. Cum a fost atunci? Când, cum ți-a picat ție acea decizie de a nu mai evolua în Liga 2? Încă nu înțeleg. Deci încă nu știu ce s-a întâmplat. A fost o decizie grea, noi fiind o echipă bună în Liga 2, chiar ne-am bătut la promovare în anul respectiv, până spre final. Am terminat, cred că, pe 5 sau pe 4. Da. Și a fost o decizie greu de înțeles, dar având contract, mi-am respectat contractul și am jucat în continuare și Liga 3, am încercat să promovăm, dar anul acela a fost foarte greu, fiind Rapid cu noi în serie, au promovat ei și asta a fost. Am jucat un an la Liga 3. Cred că mi-a prins bine și acel an, am învățat ceva și în meciurile respective. Ți s-a părut ceva mai dificil în Liga 3 decât a fost în Liga 2 și decât este acum în Liga 3? Pentru că, din câte știu, Liga 3 este un pic... mai pe contre, mai dură, e un pic mai dură, nu? Da, așa, e un pic mai agresivă, să zic așa. Nu se respectă parcă așa de mult planul tactic. E mai mult haotic, dar știu sigur că seria aceea de la București este o serie foarte puternică în comparație cu alte serii din Liga 3 din România. Văzând și ce se întâmplă prin seria din Maramureș, din zona aceea dealului, seria de la București chiar are o serie bună. Și se joacă fotbal, chiar se joacă fotbal în Liga 3 acolo și ai și tu dreptate, e o ligă mai agresivă în care te călești. Cred că asta e atuul principal când pleci de acolo, că ai ieșit călit și nu ți-e mai frică de contacte, de nimic. Bun, și cum ai ajuns la Poliaș? Tot așa cu domnul Neagu și cu impresarul meu, Bogdan Apostu, m-au propus, cred că m-am văzut și domnul Heleșteanu, mi-a zis că a fost la câteva meciuri și am venit tot așa în probe, era domnul Teja, am stat 2 săptămâni, i-a plăcut de mine, dar s-au întâmpinat ceva probleme la transfer, am plecat acasă, am stat o perioadă acasă și după aceea m-a sunat că s-a rezolvat și am venit la el. Deci a fost un transfer cu peripetii. Dacă nu s-ar fi rezolvat, ai fi rămas la Afumați? Sincer, nu știu, aveam în cap și dacă nu se rezolvă și dacă nu îmi dau drumul să plec, să mă întorc acasă, să văd după aceea ce s-ar fi putut întâmpla, dar am găsit înțelegere la Afumați și m-au lăsat până la urmă să vin aici. Ai început ușor, ușor să joci și la Iași și iată că acum ești titular incontestabil. Care crezi tu secretul tău? Domnul Teja, știu că mi-aduc aminte exact că am semnat joi cu Iașul și vineri se făcea deplasarea la media și eu nu mă așteptam deloc să fie un lot. Adică am semnat joi, mă gândeam plecat acasă, nici n-aveam echipament de prezentare, n-aveam nimic. Și am uitat peste lot, eram și eu în lot. Am plecat la media și sâmbătă am debutat. Domnul Teja mi-a dat încredere totală, m-a băgat ultimele 15 minute. Din păcate mi-aduc aminte că am pierdut.
După aceea tot așa am jucat pe final de meciuri și când să aveam încrederea și siguranța că o să joc titular la meciul cu Viitorul, m-am accidentat la antrenamentul oficial înainte de meci și am lipsit cam două luni și jumătate. Iar după aceea știu că am revenit și am jucat meciul cu FCSB, pe care nu o să-l uit niciodată, primul meci al meu ca titular, cu tribunele pline aici la Iași, a fost cel mai special meci de până acum al meu și a fost o amintire foarte frumoasă. Cum te-ai simțit atunci ca titular? Ai simțit o presiune, mai ales că îmi spui că era și cu tribunele pline, da? Acum, în prezent, nu prea mai putem să vorbim despre treaba asta, dar atunci cum a fost? Da, a fost un sentiment unic, să zic așa, pentru mine. Presiune n-am avut, n-aveam nimic de pierdut, eram la început, toți colegii m-au încurajat, mi-au zis că să dau totul pe teren, să alerg până nu mai pot. Și asta am făcut. Atunci am jucat mijlocaș dreapta, n-am jucat fundaș. Și mi-am făcut treaba foarte bine și mi-aduc aminte că am ieșit cam prin minutul 70-75, nu mai puteam, aveam crampe după 3 luni de inactivitate și toată tribuna m-a aplaudat, erau în picioare și m-au aplaudat și am simțit așa piele de găină, fiori. M-au trecut niște fiori foarte puternici. Și apoi ai început să te obișnuiești cu atmosfera asta, n-ai mai avut... Da, după aceea am mai jucat câteva meciuri ca titular și până în iarnă, iar după aceea s-a schimbat antrenor, a venit domnul Mircea Rednic, am jucat mai puțin spre deloc, până spre final, ultimele 3 meciuri am jucat titular din sezon, din play-out, iar acum sezonul acesta am fost om de bază cu domnul Bancu la început, apoi cu Andrei Cristea, acum cu domnul Napoli. Și mă bucur foarte mult că am câștigat încrederea tuturor și se bazează pe mine. Prin septembrie, parcă într-un meci cu ta, ai reușit și primul tău gol în Liga 1, nu? Și ce gol, nu? Ai avut o super experiență. Cum a fost ce te-au încercat atunci? Da, a fost tot așa un sentiment foarte plăcut. Am avut, știu că mi-au dat lacrimile, eram foarte fericit, emoționat. Și... chiar a fost un gol foarte frumos, încă l-am foarte bine întipărit în minte și probabil nu o să-l uit niciodată. A fost un gol cu piciorul stâng, nu mă așteptam să dau chiar atât de bine. Și o mare parte o are și colegul meu, Doru Popadiuc, de aici de la Iași, că eu după golul 2 aveam crampe și am vrut să cer schimbare. Și l-a zis, hai copii, mai trage puțin de tine, că o să fie bine, că mai poți. Și... uite așa, a venit golul 3 dat de mine și am adus victoria echipei. Wow! Pe asta nu știam cu Doru Popadiu. Foarte tare! A contat mult, mă gândesc, că ai avut parte și vederea asta a veteranilor din echipă. Da, a contat foarte mult. Ei au încredere în mine. Toți se... adică le-am câștigat încrederea și lui, cât era Andrei, cât Frăsinescu, Mihalache... tot timpul m-au încurajat, mi-au scris să am încredere în mine, că joc bine și că nu se poate întâmpla nimic, ei sunt alături de noi, cei tineri. Și așa am progresat și asta m-a ajutat foarte mult să nu pierd încredere. Am avut și meciuri proaste, de ce trebuie să recunosc. Și atunci ei au fost alături de mine și au zis capul sus, e doar un meci și vine altul peste 3-4 zile și poți să demonstrezi ceea ce poți. Putem spune că l-ai concurat... pe Andrei Cristea cu acea execuție, că el e omul cu golul la Iași, sau era la momentul respectiv. Da, Andrei Cristea este un idol aici la Iași, pot să spun. Are o mulțime de goluri, o mulțime de meciuri în Liga 1, în tricoul Iașului. Și cred că avem multe de învățat de la el, de la jocul lui, de la tot ce face pe teren. Și încă ne ajută, chiar dacă a lipsit un timp destul de îndelungat, prin prezența lui ne ajută pe teren. Tu cum te înțelegi cu el? Eu mă înțeleg foarte bine cu toată lumea, și cu Andrei, și cu cei tineri, și cu cei mai experimentați. Nu, n-am cu nimeni un conflict, mă înțeleg bine cu toți din echipă, și din staff, și din conducere. Eu sunt o persoană prietenoasă. Aminteai tu mai devreme de antrenorii pe care i-ai avut, da? Mihai Teja, Dani Pancu, Andrei Cristea, Mircea Rednic, Nicolo Napoli, o groază de destul de scurt. Cu cine te-ai, hai să nu zic te-ai înțeles, cu cine ai colaborat cel mai bine? Cu cine ai
nu știu, simpatizat așa? Fiecare, am avut de învățat de la fiecare antrenor. Am început cu domnul Teja, a fost un antrenor care se bazează foarte mult pe tactică, ne antrenam foarte mult, exersam foarte mult trasee de joc. Mă înțelegeam bine cu domnul Teja, ți-am zis că mi-a dat încredere după o zi, după ce am venit la Iași. De la domnul Renic am învățat și de la el ce înseamnă răbdarea, să ai răbdare, să nu-ți pierzi încrederea în tine, să muncești în fiecare zi. Îmi ziceau și dânsul și secundul, chiar dacă nu joc, să mă pregătesc, o să vină și rândul meu. Și până la urmă așa a fost. După aceea a venit domnul Pancu. Domnul Pancu a avut încredere totală în mine, mă știa de la afumați. Am jucat contra dânsului când era antrenor la Rapid. Am lucrat foarte bine împreună. Am înțeles foarte repede ce își dorește el de la noi, ce strategie are, jocul agresiv, jocul de atac. După aceea a venit Andrei cu o filozofie tânără, el era foarte dornic de performanță să facă, eram tot așa venind din vestiar și ne cunoștea foarte bine. Și acum cu domnul Napoli, antrenor italian, se vede, câștigăm 1-0, nu luăm gol, stăm foarte bine în apărare și am avut de învățat de la fiecare. Deci nu poți să alegi. Nu, e greu să alegi, dar așa, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, cred că cu domnul Pancu am avut o relație strânsă. Se știe foarte bine faptul că Daniel Pancu este un rapidist, da? Dacă ar fi, el a refuzat Rapidul, mă. Dacă ar fi să se ducă la Rapid, în Liga Rapid, dacă ar promova Rapid și te-ar dori la Rapid, te-ai duce? Nu știu ce să-ți răspund. Eu am contract cu Politehnica Iași încă un an din vară și încă un an din vară și opțiune de prelungire după aceea. Nu pot să-ți răspund la întrebarea aceasta. Nu, întrebam așa, teoretic, dacă te-ai duce după Daniel Pancu undeva. Sau dacă te-ar dori Daniel Pancu. Da, mi-a face mare plăcere să lucrăm din nou împreună. E un antrenor foarte bun, de la care am avut multe de învățat. Haideți să vorbim un pic și despre viitorul tău. Tu, în momentul de față, ce obiective ai la Poliaș? Obiectivul principal este să salvăm echipa de la retrogradare. Iar obiectiv, așa personal, să joc bine la fiecare meci și prin prestațiile mele să tot așa să ajute echipa să ne salvăm de la retrogradare. Ce se va întâmpla cu tine însă dacă echipa va retrograda? Rămâi la Poliaș și în Liga a doua? Nu vreau să mă gândesc la asta, nu vreau să iau în considerare această variantă. Eu am spus-o și la interviu după meci că am mare încredere că ne vom salva. Suntem pe o pantă ascendentă, avem rezultate bune în ultimul timp și chiar am mare încredere în echipă, în colegi, în domnul antrenor, în stafful dumnealui că ne vom salva. Unde ți-ar plăcea să joci așa în viitor? Nu ne referim acum, nu știu, la vară sau peste un an. În viitor, unde ți-ar plăcea să ajungi să joci? Să nu am un vis foarte, foarte măreț. Mi-ar plăcea să joc la Leipzig. De ce? Mi se pare echipă... O fotbalistă care, nu știu, nu zice dacă vine la Germania, Bayern, poate, sau Dortmund. Am zis așa, să nu mă duc. Bine, m-am dus oricum departe, dar nu chiar până la cer și înapoi. Să nu zic Bayern, dar am zis Leipzig, îmi place stilul. Foarte ofensiv, antrenor tânăr și chiar îmi place o echipă pe care o urmăresc cu drag când are meciuri în Bundesliga sau în Champions League. Deci, tin spre Germania? Nu neapărat, dar îmi place stilul de joc, cum e Leipzig, îmi place și stilul Atalante, de exemplu. Ofensivă totală, dai ei 3 goluri, dar dai 4, îmi place foarte mult acest stil. Am omis să te întreb despre regula U21, pentru că bănuiesc că te-a ajutat un pic când ai ajuns la Poliaș. Da, m-a ajutat foarte mult, trebuie să fiu sincer și să spun că dacă nu era această regulă, poate n-aș fi jucat așa de mult. Și cred că mulți dintre tinerii de vârsta mea din România sunt în această situație. Dacă nu era această regulă, ne era mult mai greu să jucăm. Și chiar de asta anul acesta pentru mine e foarte important să termin cu bine, pentru că eu din vară nu mai sunt under 21
Și trebuie să demonstrez acum ca să pot să-mi păstrez locul și anul viitor în Liga 1 cu la Iași, sau dacă nu va fi la Iași, dacă nu voi mai avea loc, că nu mai sunt altă 21 în altă parte. Uite, voi spuneți că v-a ajutat foarte mult, dar antrenorii contestă această regulă. Da, oarecum au și ei dreptate, dar în același timp e și bine că se promovează tinerii și că li se dă încredere, dar și cu... E ciudat și cu aceste schimbări prematur în timpul meciului, după 5-10 minute, nu știu, am fost pus o singură dată în această situație, dar eram accidentat la meciul cu Astra din turul campionatului și chiar fiind accidentat și ieșind în minutul, nu m-am simțit foarte prost așa. Adică am făcut doar act de prezență și cam atât. Ce e în sufletul unui jucător tânăr când pățește așa ceva? Nu știu, atunci a fost un meci care eram accidentat și mi s-a spus să intri doar ca să îndeplinim regula și după aceea ieși, ca să nu forțezi să te accidentezi mai rău. Și chiar m-am simțit ciudat, adică mă simțeam mai urea a intru pentru ce, mai bine nu intru deloc. Dar n-am fost pus în situația asta și nu aș putea să-ți răspund exact ce simte un jucător. Că atunci a fost o situație specială și am înțeles-o. Acum vreau să te provoc la un rapid Q&A. Da. Spune-mi, te rog, cel mai bun prieten al tău de la Poliaș. La Poliaș? Francis Cristea. Spune-mi, dacă ai putea să iei masa cu un fotbalist, cine ar fi acesta? Orice fotbalist din lume, cine ar fi acesta și ce ai vorbit cu el? L-aș invita la masă pe Lionel Messi și l-aș întreba cum poate să fie atât de bun și cum se simte când îi driblează pe toți de pe tren, dacă mai simte ceva în momentul acesta sau dacă totul este obișnuință pentru el, dacă se mai bucură de fotbal, asta aș vrea să-l întreb. Și ce crezi că ți-ar răspunde? Că eu la cum îl văd la fiecare meci cât pasiune și cred sigur se bucură și cred că încearcă să se bucure încă cât mai mulți ani, pentru că e genial, e foarte, foarte, foarte bun. Deci, dacă ar fi să te întreb Messi sau Ronaldo, ai alege Messi. Da. Messi și Barcelona. Dacă ar fi fost fotbalul, ce ai fi făcut? Tot legat de sport sau? Nu știu. Ce ai fi făcut în viață? Asta nu știu. Învățam destul de bine la școală. Probabil mama mea m-ar fi îndrumat spre un liceu foarte bun, în Baia Mare, să calc pe urmele fratelui meu și probabil, nu știu, ceva IT, nu știu. Plăcea matematica. Și acum te mai ții de școală? Da, sunt la facultatea de sport. Păi îmi spui de matematică și tu ești la sport? A, bine, matematica a fost așa, prin generală, pre la liceu, la început. După aceea s-a pierdut pe parcurs. La liceu sportiv nu se prea face matematică și am lăsat-o deoparte. Vreau să te întreb despre campionatul și echipa preferată, dar bănuiesc că mi-ai zis deja, da, Barcelona? Da. Barcelona și Spania? Da, da, da. Cel mai mult urmăresc Barcelona și Spania. Antrenorul cu care ți-ar plăcea să colaborezi? Pep Guardiola. De ce? Nu știu. Toată mi se pare genial, mi se pare stilul lui de joc, acela tiki-taka, bine, chiar dacă a trecut perioada aceea special la Tiki-Taka. Îmi place foarte mult cum joacă echipele pe care le antrenează. Ce faci în timpul liber? Seriale, jocuri video, mă odihnesc, mă pregătesc de antrenament. Te joci FIFA? Da. Te joci FIFA cu Poliaș? Nu, mă joc Ultimate Team, îmi creez eu echipa mea și acolo îmi pierd cam destul de multe ore în weekenduri, când am meciuri, în weekend league și încerc să îmi depășesc performanțele pe FIFA. Mâncarea preferată? Paste. Deci ești al treilea coach care îmi spune că pastele sunt preferatele lui după Ioani și după Eșanu. Amândoi de spate. Da, păi. Sunt foarte bune și cred că de asta. Sau ca să nu ne dăm de gol că mâncăm și fast food. Am înțeles. Ui, cel mai sincer jucător de până acum.
ce te rog, trei lucruri fără de care nu ai pleca niciodată de acasă? Telefonul, căile de la casă, nu știu, căștile. Unde? Și... ai deja trei, mai da. Ai? Nu, atât ajunge. Peste 10 ani, deci vei avea aproape 33 de ani. Păi mă văd, sper, tot în fotbal, ferit de accidentări, jucând la un nivel cât mai înalt și făcându-o cât mai bine treaba. Care este cea mai neplăcută amintire din fotbal? Neplăcută. A fost accidentarea dinaintea meciului cu Vitorul, de care spuneam mai înainte, cam aceea n-am avut accidentări înainte. Aceea a fost prima care m-a ținut pe tușă cam 2 luni jumate, aproape 3 luni. Și cam acela a fost cel mai nefericit moment. Chiar nu mă așteptam să se întâmple și s-a întâmplat banal, nu a lovit nimeni, efectiv alergam, am vrut să dau o centrare și am simțit o troznitură la gleznă și cam acela a fost cel mai dificil moment. Dar cea mai, ca să încheiem într-un mod pozitiv, cea mai frumoasă amintire rămâne debutul sau? Cea mai frumoasă amintire sunt cele mai frumoase amintiri, că nu le pot separa una de alta, sunt debutul, acel meci cu FCSB de până acum și primul gol cu UTA în Liga 1. Pre care am vorbit de asta. Da. În final, te rog să le transmiți un mesaj fanilor lui Poliaș. Un mesaj pentru fani ar fi să aibă încredere în noi în continuare, pentru că rezultatele au început să vină și încrederea noastră este foarte mare că vom salva echipa și avem nevoie de sprijinul lor, să-i simțim alături și le doresc multă sănătate, să fie feriți de acest virus și să ne vedem cât mai repede pe stadion, să-i simțim alături de noi. Mulțumesc mult, Răzvan, pentru că ai acceptat invitația mea. Eu doresc în continuare să rămâi în Liga 1, fie la Poliaș, fie la Podeceu și să ajungi cât mai sus în carieră. Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere și pentru mine să fiu alături de tine la acest interviu și sper să fie așa cum zici tu, să rămân în Liga 1 și să am evoluții cât mai bune. Mulțumesc frumos!